Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, un caz terifiant în capitală. Un băiat de 9 ani a sunat la 112 și a anunțat că a tăiat-o pe bunica sa în zona gâtului. Femeia se află în stare gravă. Colega mea, Roxana Ciucă, știe mai multe despre acest caz. Roxana, te ascultăm. Da, bună ziua, cât bun găsit, doamnelor și domnilor. Este vorba despre un băiețel de 9 ani care la ora 15:35 de minute a apelat numărul de urgență 112 și a spus că bunica sa este tăiată în zona gâtului și că sângerează, îi curge foarte mult sânge. Le-a spus copilul celor de la 112. Nu știm până în aceste momente dacă acest minor este sau nu cel care, iată, a rănit-o pe bunica sa. S-a întâmplat undeva pe calea Grivița din capitală. O să ajungem așadar și noi din moment în moment, o să ajungem la fața locului. Spuneam că sunt la fața locului și o echipă de... Au ajuns acolo mai multe salvări, o echipă de la Floreasca, iarăși o echipă, un zmurd, și sunt și polițiștii de la omoruri împreună cu un procuror de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru că procedura în acest caz așa spune. Ajungem și noi de îndată la fața locului și vom reveni cu informații de acolo și imagini. E o întreagă poveste aici, că te urmează să aflăm dacă bunica... Da, Roxana Ciucă, te lăsăm să ajungi acolo, să vii cu noi detalii. Mulțumesc pentru aceste informații. Avem